mișcarea noastră de desen? Miau! Iubim pisicile! Sunt cele mai drăguțe! Fetelor, desenăm, vă amintiți? Să o fac pe-a mea vărgată? Stai de mișcată, ok, micuțo? O fi precis? Așa da! Vreau să am proporții exacte! Tot nu-i bine! Asta poate merge! Am nevoie de un pic de blană! Ce bine că am ochelari! Stai să mă uit la calculele mele! Da, exact cum mă gândeam! Ce face Annie acolo? Au sosit rezultatele! E fix ce bănuiam de la început! Gata cu știința! E timpul să devin artistă! Deja s-a terminat timpul? Arătați-ne ce aveți, fetelor! Nu fiți timide! Foarte frumos, Madison! E foarte bine! Îți arăt eu cum se face! Începe de la cuvântul cat! Apoi unește literele! Poți adăuga și detalii colorate! Nu uita de fețișoara ei! Și niște dungi arată bine! Arată cam la fel, nu-i așa? Abia aștept ora de desen! Ok, elevi, astăzi vreau să desenați o pisică! Uitați ce față simpatică are! Începeți! Oh, ce greu e! I-am făcut și coada! Wow, ce rău arată! Gata, m-am grăbit puțin, deci n-a ieșit foarte bine! Poftim? Incredibil! Ce zi îngrozitoare! Dă-mi alea! Ah, meriți orice! Am o idee! S-ar putea să funcționeze! Dacă înfășor elasticul în jurul pixurilor și fac același lucru la capătul opus, pot desena copiind pisica din caietul meu! Funcționează! Atâta timp cât urmăresc liniile, obțin o copie perfectă! Wow, ce bine arată! Un desen perfect! Sunt impresionată, Cheryl! Mersi, sunt talentată la desen! Nota 9? Luna e minunat ca de obicei! 10 plus, ține tot așa! Mersi! Oh, nu, printează în continuare! Psst, oprește-te! Poftim? N-ai ce vedea aici? Urăsc ora de desen! M-am întârziat? Ora asta n-ar trebui să fie deloc stresantă. Îmi place matematica. Poftim? Nu știam că avem un test astăzi. Nici măcar n-am învățat. Oare profesoara va observa asta? Nu se uită la mine, nu-i așa? Ce face Jennifer acolo? Domnișoară, sper că acela nu este un manual. E clar, n-a funcționat. Poate pot să arunc un ochi pe testul lui Kate. Nu ești deloc subtilă, Jennifer. Jennifer? Doamna, doar mă întindeam. Ce fac acum? Jennifer, m-am săturat de prostiile tale. Of, nu pot să pic testul ăsta. Hei, inelul meu! Aveam răspunsul fix în fața ochilor. Ai la îndemână niște hârtie milimetrică? Ia o foarfecă și taie câteva pătrățele din ea. Capsează-le împreună pentru a crea o cărticică. Apoi scrie în ea răspunsurile. Scrisul e minuscul, dar lizibil. După ce ai umplut-o cu răspunsurile, lipește-i vârful de inelul tău. După ce s-a uscat, ești gata de treabă. Ah, încep să simt puterea! Cine știa că matematica poate fi atât de ușoară? Și profesoara nici nu va observa.
comportă de normal, Jennifer. Jennifer, sunt cu ochii pe tine. Atunci s-ar putea să aveți nevoie de ochelari noi. Wow, ce greu a fost al 5-lea kilometru. Și căldura asta nu mă ajută absolut deloc. Of, ce mă dor picioarele. Ah! Nu am energia necesară pentru asta. Ce strâns mi-am legat și returile astea. Of, nu pot să desfac nodul ăsta idiot. Ok, încep să mă enervez rău de tot. Ah, ieși odată. Ah, hai odată. N-am nicio șansă. O să rămân încălțată. Ah, bai, asta e fix ce-mi trebuia. Jennifer? Ce înseamnă asta? Ce putem să fac? Jennifer, e jignitor! Hei, de ce nu folosești clama de păr? Acest truc te ajută să-ți desfaci nodurile de fiecare dată. Ia o clamă și bagă-o prin nodul strâns bine. Bagă o a doua clamă în sens invers. Apoi ține de amândouă și trage. Vezi? Merge de fiecare dată! Știi că te poți descălța acum, nu? Ah. Hei, ce zici de noua mea geacă? Am luat-o la promoție, era redusă cu 50%. Nu-i așa că e cea mai tare? Da, e drăguță, am înțeles. Dar uite ce geacă nouă am eu! Ce zici de noua mea husă de telefon? Sclipiciul e așa de modat. Eu am popituri? Mă rog, eu am și caietul ăsta. L-am decorat cu abzibilduri. Inimioare, steluțe și o mică înghețată pe băț. Ce? Oh, caietul meu e atât de banal și plictisitor. Nu merge deloc. Trebuie să pot face ceva. Hmm? Am cariocile astea. Stai, cred că am un plan. Iau cuțitul ăsta și o cariocă. O să-i tai vârful. Și apoi o să mai fac câteva tăieturi ca să arate ca o inimă. Vai, uite cât de drăguț a ieșit. Și acum o să-mi scot caietul. O să folosesc carioca pe post de ștampilă. Dar nu trebuie să mă limitez la inimioare. Așa, am inimioare și steluțe acum. Vezi? Și caietul meu are chestiile astea. Și n-am avut nevoie de abțibilduri. Wow! Nu pot să cred că l-ai făcut tu. Trup provocarea finală desenatului. Ta-da! Un iepure! Iepurașii sunt așa drăgălași! E cea mai tare provocare! Să începem! Rilă, rilă, iepurilă! O să-l desenez pe cel mai tare! Am nevoie de un cerc aici sus și de cifra 2 jos. O linie în dreapta și e timpul să desenăm urechile. Ochii ăștia au nevoie de pupile și gene. Un nas și o guriță de iepuraș. Ce drăguți! Acum corpul! Să nu uităm de coadă și picioare. Iepurașii trebuie să ronțăie ceva. Un morcov uriaș doar pentru tine, iepurilă! Acum arăți ca un iepuraș fericit! Cum să desenez cel mai bine un iepuraș? Ah, știu! Ce? Nu-i corect! Mi s-a rupt vârful! Ce bine că am alt creion! Și ăsta s-a rupt? Hai, mă! Ce frustrant! Ok! Calmează-te, Annie! Folosește creionul mare! Imposibil să se rupă și vârful ăsta! E timpul să desenez cel mai tare iepuraș! Știam că soluția e creionul mare! Și s-a dus timpul! Prezentați-vă desenele! Ghinion! Nici n-am apucat să-l termin pe al meu! Bun! Annie și Madison, ce ați desenat? Madison, excelent iepuraș! Annie, ce-i aia? Nu e un iepuraș? Oh! Auci! Au, capul meu! Uite ce pățești că ai râs de desenul meu! Mă rog, măcar iepurașul meu e în siguranță! Ce e studenția fără niște petreceri? Putem învăța mâine, nu? Se face târziu, Patty! Hei, suntem cam obosite! Ne vedem mâine la ore, fetelor! Ar trebui să mă culc și eu!
oprească cineva alarma aia? De ce mă doare tot corpul? Arăt ca moartea! Trebuie să mă hidratez! Vai! Ce-are chestia asta? Acum sunt fleașcă! O să mă hidratez mai târziu! Ce plăcut e! Poate că fix de asta am nevoie! Vrei să arăți mai vie de dimineață? Un bol cu apă rece poate face minuni! Adică rece ca gheața, prieteni! Vezi să fie un bol super mare! Apoi umple-l cu multă apă rece! Apoi, pune câteva cuburi de gheață! Intrați acolo! Când apa e bună și rece, începe magia! Ai grijă să-ți bagi toată fața acolo! Frate, ce răcoritor a fost! Adio, ochi umflați! Și sunt proaspătă ca o floricică! E o zi frumoasă, așa-i? Abia pot sta trează! Bună! Wow! Arăt bine, nu-i așa? Mă doare capul! Ah, pictura asta e tare veselă! Perfectă pentru a fi înrămată! Și de ce să ne oprim aici? Am nevoie de un strop de inspirație! Mm-hmm. Da, ce ai spus? Oh, Susan, ce rea ești! Of, nu știu! Nu te supăra! Foaia mea! Ah, scuze! Ups! Uite ce ai făcut! E distrusă! Hei, poți să-ți arăt ceva? Ai auzit vreodată de un accident fericit? Ăsta e unul! Wow! Eu? Da, și pot să faci și mărimi diferite! Uimitor! Să facem! Câte crezi că încap aici? Câte vrei tu! Situația o ia razna! Poți folosi aproape orice! Dacă are o formă circulară, desigur! Crezi că am făcut destule? Arată cool, nu-i așa? Bate palma! Micul meu artist! Ok, cred că tabloul ăsta e gata! Nu vreau să-mi o iau în cap, dar cred că e o capodoperă! O să-l pun aici, pe șevalet! Wow, îl ador! Oh, baloane! Cred că merită o recompensă! Da, ia uite ce multe sunt! Ador baloanele! Hei, m-am întors! Ups, am dărâmat tabloul ăla! Of. Era capodopera mea! Cea mai bună lucrare de până acum! Stai puțin! Baloane? Mi-a venit o idee grozavă! Am o sticlă de plastic! O să-i tai partea de sus și acum o să pun o mică plasă peste deschizătură. Apoi o să torn să pun un lichid în vasul ăsta de sticlă. Cred că ajunge! Acum o să-mi moi plasa în săpun. Săpunul s-a prins de plasă. E timpul să punem niște vopsea pe ea. O să picur niște albastru și niște roșu. Și apoi galben, evident. Culorile primare bifat. Iar acum e timpul să începem să facem niște baloane. Mă asigur că sunt aproape de planșă. Și acum o să le sparg pe câteva dintre astea mai mari. Așa, cred că e gata. Hei, cum ți se pare pictura asta? Wow! Cum ai făcut-o? M-am inspirat de la baloanele tale. Am făcut-o pentru tine. Mulțumesc mult, bunicule! O ador! Baloanele sunt chiar grozave! Bună ziua, elevi! Ce faceți? David, rapid! Oh, nu! Nu mă descurc bine când sunt sub presiune! E doar a dumneavoastră? E ceva ciudat, dar ok! O să plec de aici! A fost cât pe ce! Dar ai reușit! Scuze că am întârziat! Hai să începem lecția de azi!
Ha? De ce nu scrie Creta? Ce amuzant! Nu înțeleg ce se întâmplă. Poate că e murdară. Stai, e ceva pe tablă. Ăla e... săpun? Sunt atât de dezamăgită, elevi! A fost clasică faza. E ok. Trebuie doar să mă calmez. Știu, pot să-mi folosesc caietul. O să pun o bandă de scotch pe margine. Am niște vopsea pentru tablă. O să acopăr tot caietul cu vopsea. E chiar relaxantă treaba asta. Aproape am terminat. O să o las să se usuce. Acum pot să scot scociul. Ușurel! Nu vreau să stric vopseaua. Nu am nevoie de o tablă. Pot să folosesc caietul. O să scriu problema pe coperta caietului. Merge chiar bine? Am nevoie de răspuns acum. Ce se întâmplă? Ok, elevi, cine vrea să răspundă? Tu! Dar, bine. Vino aici. Poartă-te normal. Nu te mai crezi isteț acum. Ok, cred că știu răspunsul. Cum e? Greșit! Stai jos! Ce era în mintea ta? Nu mai pierde vremea cu farsele, mai bine învață! Stai să șterg asta! Tu! Madison! Eu? O să fie nasol! Da! În sfârșit e pauză! Și asta înseamnă un singur lucru! O să mănânc resturile! Am făcut cea mai delicioasă supă aseară, doar dacă o adulmeci, te îndrăgostești de ea. Oh, da, aia e. Lingura e pe aici, pe undeva. O furculiță? Nu pot să mănânc supa cu asta. Puteam să jur că mi-am luat o lingură. Nimic? Se pare că nu mănâncă nimeni supa azi. Măcar am niște suc. Nici de ăsta nu mai am. Prânzul ăsta devine un adevărat eșec. Paharul ăsta e din carton, nu? Și am o furculiță. Ai nevoie de o lingură? Taie fundul unui pahar din carton. Apoi străpunge-i laterala cu o furculiță. Continuă și prin bază. Și uite așa. Am revenit în orașul supei delicioase. Chestia asta e super bună! Se pare că sunt un geniu și în clasă și în bucătărie! Vezi că o să fie următoarea! Priviți aici! A început a treia provocare! Asta pare dificilă! Stelele pot fi greu de desenat! Stați! Provocarea asta mai are ceva? Pălăria! Stai, ce trebuie să facem cu pălăria asta? Întoarceți-o invers, vă rog! Mâini artistice magice! Acum căutați în pălărie! Tu prima, Annie! Wow, carioci! Grozav, le ador! Vreau și eu culoare! Hai, cariocilor! Stai, nu sunt carioci! Ai găsit ochelari dubioși! Cred că trebuia să tragi tu prima. Fetelor, dați-mi înapoi pălăria! Poftim, Roberta! Madison, probează ochelarii! Fie! Ce naiba? Cum aș putea să desenez ceva? Nu se poate! Nu mai vor să iasă! Nu! Ochelarii fac parte din provocarea ta! Bine! Cred că o să încerc să desenez o stea acum. Ce greu e! Probabil că e oribilă! Ce bine că n-am primit eu ochelarii! E timpul să desenez o stea! Întâi am nevoie de linii intersectate.
și apoi încep să le unesc. Peste tot, așa! La fel fac și cu liniile rămase. Gata! E timpul să colorăm! Sigur o să iasă grozav! Coloratul e așa distractiv! Ce bine că nu depășesc liniile! Este așa de bine! Aproape gata! Doar una rămasă! Am reușit! Perfect! Oh, timpul s-a scurs! Hei, pot scoate ochelarii acum? Oh, nu! Uite ce-am desenat! E groaznic! Iu, Madison, ia-l de aici! E singura stea perfectă pe care am desenat-o până acum! Excelentă treabă, Annie! O stea reușită! Nedrept! Compară cu dimineața unui examen! Stai! Ai răspunsurile acolo? Of! Cum de știe mereu? Adio, dragi răspunsuri! Trebuia să te fi gândit mai bine! Distracție plăcută! Copiii ăștia nu se învață niciodată minte! Bună dimineața! Cartea mea? Nu găsiți nimic acolo! Bravo, Lily! Avansează! Chiar aveam nevoie de răspunsurile alea! Până acum e bine! Se pare că proful nu s-a uitat destul de atent cât eu mi-am strecurat copiuța! Hei, de ce nu m-am gândit și eu la asta? Rigla mea e inutilă! Lily, pst, pot să văd și eu? Șt! Deschide doar partea de sus, vezi? Pentru asta vei avea nevoie de două rigle. Ia-ți răspunsurile și lipește pe ele niște bandă dublu adezivă. Scoate folia ca să se lipească de rigle. Vezi ca mijlocul ei să fie pe mijlocul riglelor. În acest fel o poți îndoi așa. Mersi! Am terminat, domnule! Să-i dăm drumul! Acum e rândul vostru! Desenăm mâini, a? Interesant! Am o idee! Ia uite! Ce s-a întâmplat? Oh. E doar un pic de supratensiune! Umbra aia e mâna mea? Mi-a venit cea mai tare idee! Acum e mai bine! Și avem lumină, doamnelor și domnilor! Să o facem! Întâi, trasează-ți mâna! Apoi, transformă-ți mâna într-o mică pasăre adorabilă! Colorează-o cu un marker cu cretă albă! Nu-i colora încă aripa! Ok, acum poți! Și nu uita de piciorușele alea! Nu știu cum să desenez chestia asta! Ha? Arată stupid! Ceva? Efectiv, nu văd! Ha! Asta e! Of! Ținta mea a fost puțin greșită! Să încercăm pe asta! Trasează-ți așa mâna! Apoi transformă într-un cățeluș drăguț. Nu mai arată mâna, așa-i? Ia uite ce limbă uriașă! Apoi fă-i blana maro. S-a terminat timpul! Ia uite ce opere de artă! Alea erau mâinile voastre? Incredibil! Și rața ta e de-a dreptul fantastică! Cu adevărat remarcabilă! Perfectă! Cum aleg câștigătoarea? Ambele sunt minunate! Două judecătoare pentru două desene care merită să câștige! Deci câștigăm amândouă runda asta? Te pui la curent cu cele mai recente meme, Lana? Vine mama în vizită? Locul ăsta clar nu e pregătit pentru mama! Ce mă fac? Curățenia e ultima chestie pe care vreau să o fac!
Nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Oricum, de ce-i pasă mamei? Sunt doar niște haine murdare, nu? De ce nu mă lasă în pace? Ar face bine să aprecieze asta. Acum, unde le ascund pe toate astea? Ar trebui să mai am ceva loc aici. Trebuie doar să deschid chestia asta. O să fie cam înghesuială. Sper să stea închis. Mama clar o să aprobe asta. Da, sunt un geniu al curățeniei. Mut întâlnirea! Îmi vizitez fiica la școală. Nu-mi pasă dacă nu-ți convine. S-a rezolvat. E curat apartamentul Lanei? Putea fi și mai rău. Măcar nu sunt haine peste tot. Când se întoarce totuși? O să-mi pune șarfa aici deocamdată. Avalașă! Uf! Ia hainele astea murdare de pe mine! Sper să nu fie chiloți! Oh, slavă Domnului, nu sunt! Nu pot lăsa locul ăsta așa! Trebuie să-mi implementez metoda rapidă de împăturire! Vezi? Sunt doar două mișcări rapide! Ta-da! Și cât ai zice pește, trucul ăsta util îți va transforma dezastrul în grămezi împăturite frumos! Ah, deja arată mult mai bine! Nu-i așa că Lana e norocoasă să aibă o mamă așa săritoare? Fata aia nu se învață minte! Ești de vis! Hei, Luna, ce bine arăți! Ce jenant! Ce nervant e! M-am săturat! În fiecare zi faceți la fel! Wow, calmează-te! Am o idee! Știu cum pot vorbi cu Kerin fără a o mai enerva pe Cheryl! Primul pas e să lipesc scotch peste o foaie de caiet. Perfect! Apoi o să tai un pătrățel din buretele ăsta de vase. Fix așa! Pasul următor e să pun niște lipici pe spatele buretelui. Nu am nevoie de foarte mult și o să lipesc buretele de markerul ăsta. Acum o să-i scriu un mesaj lui Kevin. Gata! Hei, dă-i ăsta lui Kevin! E pentru tine, ia-l! Super! Trebuie să-i răspund! Și de ce e mai bună metoda asta, mai exact? Vă spun profesoarei! Doamna! Dă-l încoace! O să șterg mesajul! Abia aștept să ne vedem diseară! Dă-l încoace! Uitați, doamna profesoară! Da, Cheryl? Fac schimb de bilețele! Uitați! Dar scria ceva pe pagină! Cheryl, nu mă mai face să-mi pierd timpul! Era un bilețel! L-am văzut! Oh, nu! Testul meu! O să pic! Nu! Ne vedem diseară! Abia aștept! Cumpărați niște desene noi, doar azi. Aoleu, nu mersi. Nu, o altă respingere. Un străin, ajutor, mă atacă. Calmează-te, ce se întâmplă? Nimeni nu vrea să-mi cumpere lucrările. Bunicule, ce faci în tomberonul ăla? Ce plănuiești să faci cu gunoiul ăla? Tot n-ai încredere în mine? Bine atunci, trebuie să privești. O să pun capacul ăsta pe foaie și acum o să încep să pulverizez cu vopsea foaia. Vreau să acopăr totul. Să nu-ți fie teamă să dai și pe capac. Și acum o să adaug niște vopsea albă jos aici în colț. Vreau să umplu tot spațiul. Și acum este timpul pentru punga de plastic. O să tamponez zona albă cu punga asta. O să miște nițel vopseaua. Așa. Și acum o să stropesc planșa cu mai multă vopsea albă. E timpul să dau la o parte capacul. Așa, e gata!
Tadam! Wow, bunicule, e incredibil de frumos! Nu pot să cred cât de ușor ți-a fost să faci tabloul ăsta. Poftim, poți să-l iei tu. Vreau eu tabloul ăla, ia-mi toți banii! Ideea pentru proiectul tău artistic e parte din proces. Un proces care face mizerie. În fine, e timpul să transformăm ideea asta în artă. Prima tușă e mereu cea mai bună. Punem un pic de albastru aici. Chiar începe să prindă contur. Sau nu? E groaznică! Nu! Ce bine că mai am multe foi! Ah, super! Asta e mai nasoală decât prima! Uf! Haide, concentrează-te! Faci mișto de mine! De ce nu pot să pictez o floare stupidă? Bun, calmează-te! Inspira adânc! Hai că pot! Sunt perfect capabil! E timpul să fac! Ușurel, ușurel... Aciu! Ha? Ce ghinion! Dar stai puțin, ce formă interesantă! Pot să o folosesc! Manevrându-ți pensula în moduri diferite, poți crea modele unice! Iar în cazul meu, petale! După ce ai făcut formele astea, pune niște verde pentru frunze și tulpini! Vezi cum totul începe să prindă contur? Dacă folosești atent pensula, obții multe! Poți să le și unești pe astea două! Spațiul se umple frumos! Știam eu că pot să o fac! Wow! Ai pictat singur chestiile astea? Ia tu pictura asta, Annie! Eu mai trebuie să creez și alte chestii! Și de data asta o să am o abordare cu totul diferită! Dar nu-ți face griji, tema rămâne aceeași! Vezi cum liniile astea însuflețesc frunzele? Nu ai de ce să te grăbești! Poți să faci niște iarbă, vezi? Dar următoarea parte devine un pic mai complicată. Poți să folosești niște vopsele dense ca să creezi texturi noi și distractive. Un balon! Cât de plăcut a fost faza asta! Acum folosește-l pe post de ștampilă și o să obții florile astea haioase și unice. Nu uita de asta! Super, nu-i așa? Grozav! Ce zici? David! Cum te-ai creat așa ceva? Ingredientul meu secret! Ce greu e! Nu înțeleg! Nu, nu e corect! Trebuie să mă mișc rapid! E mult mai ușor așa! Așa nu o să înveți niciodată, Cheryl! Pot să merg la baie? Du-te! Să nu stai mult! Nu o să trec niciodată la materia asta! Oh, o să beau un pahar cu apă! Am nevoie de o pauză de la ore! Trebuie să fac un plan! Stai puțin, știu! N-are rost! Ce idee bună! O să scriu niște numere pe paharul ăsta, apoi o să adaug alt pahar deasupra și o să scriu semnele plus și minus pe al doilea pahar. O să repet procesul cu și mai multe pahare. Acum trebuie doar să rotesc paharele pentru a calcula răspunsul corect. Da, ăsta e! N-aș fi nimerit niciodată răspunsul ăsta. Ce simplu e acum! În curând o să trebuiască să-mi folosesc și degetele de la picioare. Poate ar trebui să o ajut pe Luna. Hei, nu te descălța încă, folosește astea. Wow, mersi! Hei, ce faci? Oh, eu am încercat. Nu înțeleg nimic. Aproape am terminat turnulețul din alimente. Nu, cade! La naiba! Nu mă pricep deloc la asta. Stai, chestia aia de acolo e vopsea? Da, chiar e vopsea. Și un șevalet le-a lăsat aici. O să creez ceva artistic. E pe aici?
Vreau să fiu prins. Nu, ușa e închisă. E timpul să pictez. Îmi place rozul, e frumos. Sunt atât de bun la pictură. Ba chiar cel mai bun. Așa, am luat materialele de care aveam nevoie. Ce naiba? Bună, uite, pictez. Nu-i așa că ai reușit? Sigur, cred că da. Ce mă fac? Deja a distrus pânza. Da. Cred că am o soluție. Bun, am luat pânza. Un A perfect. Și acum niște vopsea. O să folosesc culoarea aleasă de el. Albastru aici. Îmi trebuie mai mult albastru și niște galben. Toate culorile. E timpul să fac un pic de curățenie cu buretele. Glumeam. Asta e partea procesului artistic. Vreau să folosesc buretele ca să tamponez toate vopselele. E ok dacă dau și pe banda adezivă. Se pare că tamponarea asta e o chestie distractivă. Dar nu e atât de rapidă. Adică nu dacă vrei să o faci cum trebuie. Iu, gata! Am acoperit toată pânza cu vopsea. Așa, scot banda adezivă. S-a dezlipit imediat. Wow, arată uimitor. A ieșit grozav. Wow, e minunat. Ești atât de bună la pictură. Fă un tablou și pentru mine. E cartea aia? Chestia asta nu poate fi așa rea. M-am plictisit deja. Cine ar putea fi? Alo? Ai terminat deja cartea? Nici eu. Aș face orice altceva. Cum ar fi să văd un film? Oh, vine partea tare! Mori, robotule, mori! Haide! Încă două puncte! Frate, cât e ceasul? Ce? Cum te-ai aproape 8? Pixul ăsta nou e grozav! Am reușit? Hei, am pierdut multe? Deci știu că toți sunteți curioși de nucleu. Nu știu dacă pot sta trează pentru asta. Nina? Nina? Am zis Nina? Trezirea! Alo? Of, e groaznic! Trebuie să par trează, nu? Ochii deschiși mă vor salva. Ca să faci o pereche, întâi ai nevoie de un selfie. Eh, doar ochii. Par trează deja? Dar dacă adaugi sulf în amestec? Noapte bună! Are cineva întrebări? Opa! Prieteni, avem un adormit. Poate că are nevoie de o trezire. Vin acolo! Oh, nu! Ah, Nina? Încerci să dormi, nițel? Ai ales ora greșită pentru asta? Alo? Pământul către Nina? Ce? Eh, bună dimineața! Ce bine că n-am fost eu! E dificil. Chiar ar fi trebuit să învăț. Psst! Madison? Madison? Bună! Bună, David! Vai, gata! Astea sunt pentru tine! Ești atât de romantic! Abia aștept să ne petrecem restul vieții împreună! Sunt atât de fericită! Hei, campionule! Oh, are mustața mea! Goody, goody! Viața e perfectă! Hei, yuhu! Ești acolo? Deci, poți să-mi împrumuți un pix? Ah, da, normal! Poftim! Stai! Nu pot să-i dau lui David un creion roz? Stai să caut altul! Wow, chiar trebuie să nu mai rod pixuri! Bună, David! Bună, Emma! Poți să iei pixul meu? Stai puțin, ok? Nu pot să cred! Ce face Emma? Trebuie să fiu rapidă! Arată bine! Nu o să dureze mult! Trebuie să am un pix de undeva! Asta-i tot? Ah, poate merge să folosesc coja asta! E posibil să meargă. O să încep prin a dezmembra pixul. Apoi o să tai penița. O să pun niște lipici în capătul peniței. Acum am nevoie de ojă. O să pun penița în sticluță și o să o înconjur cu lipici. O să aștept să se usuce și apoi o să înșurubez vârful pixului. Așa!
Acum e un pix cu sclipici. Oh, ce șmecher arată! O să pun la loc capacul sticluței. E mai bun decât un pix banal. Poftim! Vai, mi-am atins! Acum pot să-mi fac treaba! Asta e cea mai reușită zi din totdeauna! E bun pixul ăsta, mersi! Da, am mers! Ești atât de frumos! Adică scrisul tău! Scrisul tău e frumos! Ăsta arată bine aici? Mie mi se pare un loc bun! Acum am nevoie doar de niște scoci! Of, hai odată! Am nevoie de două mâini pentru asta! Of! Ok, stai puțin! Așa! Unde mi-am pus foarfeca? Parcă era în buzunar! Oh. Hai odată! Ah. Ce stupizenie! Am nevoie doar de puțin scoci! Ce faci aici? Am nevoie doar de o bucată de scoci! Oare ce poți să faci? Știu! Lasă-mă să-ți arăt! Lipește un capăt de o masă, apoi împăturește de două ori scociul ca în imagine. Apoi ține de el și trage. Vezi? Ce tare! Acum hai să lipim ăsta! Și gata! Yuhu! Pizza trebuie să-mi dea înghețata înapoi. Nu drumul stâncos. Da, e timpul să pictez nițel. Sunt un artist, sunt cel mai tare la pictură. Pictatul e distractiv. Oh, nu! I-am stropit laptopul cu vopsea. Știu, o să-l curăț. Stai, se întinde! Oh, nu! Dezastrul devine și mai mare! S-a făcut tot roz! O să fie atât de supărată pe mine! Hmm? S-a trezit! Ce faci? De ce te hulbezi la mine? Hmm, te porți ciudat! Extrem de suspect! Stai puțin! Ah, laptopul meu! Ce pățit! L-ai vopsit roz! Hmm? Ce-i asta? Un pai? Așa, clar pot rezolva bătaia asta de joc. Ok, ăsta-i bietul meu laptop distrus. Am nevoie de mai multă vopsea. Exact, soluția e mai multă, nu mai puțină vopsea. Și albă și galbenă. Și niște mov. Ce drăguț, poate doar un pic de maroniu. Ok, acum sunt pregătită pentru pai. O să încep să suflu vopseaua asta acum. O să folosesc aerul ca să împrăștii vopseaua pe laptop. Trebuie să continui. Ce mult îmi plac culorile diferite. Iar modelele și texturile care se formează sunt cool! Wow! A ieșit o adevărată capodoperă! Ce frumos! Îmi amintește de valurile oceanului! Nu-mi vine să cred cât de bine a ieșit! Wow! Uită-te la computerul ei! Ce cool e! Îmi iau curățenia foarte în serios! Ok, e timpul să verific! Impecabilă! Exact cum așteptam! Dar mai sunt multe de făcut! Trebuie să termin tema asta! Mi s-a rupt creionul! Noroc am ascuțitoarea asta! Se face mult praf! Hop, hop, tchiu! Ce? Nu cât sunt eu aici! A fost un accident, jur! Am luat-o, vedeți? Wow, a fost intensă faza! Ah, am o idee! Dar am nevoie de o sticlă goală! Ok, să fim creativi! O să încep prin a scoate capacul sticlei! Apoi o să-i fac o gaură. Acum o să întorc capacul invers. Și o să pun lipici pe marginile găurii. Cred că ajunge. O să lipesc ascuțitoarea pe capacul sticlei. După ce se întărește, o să înșurubez la loc capacul pe sticlă. Fix ce-mi trebuia. Acum sticla o să colecteze toate resturile. Nu se mai face deloc mizerie. Sunt cu ochii pe tine. Nu aveți de ce să vă faceți griji! Se strânge totul în sticlă! Băiatul ăsta va ajunge departe!
Orele nu au mai fost niciodată la fel de când avem toți smartphone-uri. Întreabă-i pe profesori. Da, e timpul pentru cutia cu telefoane. Trebuie să-l ascund pe asta. Fetelor, învățați ceva? Uf, aproape am câștigat. Urăsc locul ăsta. De parcă aș vrea să citesc despre fotosinteză. Dacă vrei să-ți folosești telefonul, trebuie să fii super șiret. Răspunsul era mereu aici. Pune-ți telefonul cu fața în jos și folosește lipiciul cald ca să trasezi o linie. Continuă până jos. Apoi lipește un creion colorat. Perfect! Acum fă la fel cu mai multe. Arată mișto, nu? Când îmi mai fac selfie-uri, nu o să mă mai dau de gol. Doar îmi foloseam creionele colorate. Ce fraier! Trucul ăsta e genial! E perspectiva, arată bine. Bun, cred că am terminat. Trebuie să compar desenul cu originalul. Of, n-a ieșit deloc bine. Ia uite-l, o să-l iau prin surprindere. O să-i placă la nebunie. Ah, ce-i chestia aia? Uf, ce nasol a ieșit. Cred că are o zi proastă. Ah, ia uite ce luminițe. Mi-a venit o idee grozavă. Am rama asta, așa că trebuie să o deschid. Acum am și luminițele astea. O să le împrăști în interiorul ramei. Și gata, e timpul să pun la loc capacul. Wow, e grozavă! Bunicule! Luminițe într-o cutie? Pentru ce? Haide, măi, bunicule, stai să-ți arăt eu. Ia-ți imaginea și pune-o deasupra sticlei. Am înțeles! Wow, uite cum strălucește! M-am prins! E o cutie pentru trasarea conturului. Acum pot să reproduci imaginea aia. Bun, e timpul să încerc chiar. Pot să urmăresc toate liniile care se văd. Wow, merge atât de bine! E chiar simplu! Mai trebuie să termin câteva mici detalii. Așa, cred că e gata. În sfârșit o capodoperă și avem nevoie doar de o ramă și niște luminițe. Mulțumesc mult pentru cadoul tău! Cu plăcere! E timpul să învârtim iar roata. Inimile sunt preferatele noastre și avem modelele perfecte. 1, 2, 3, start! Așa de arătos! Are inima mea cu siguranță! Ăla e David al meu! David al tău! E puțin jenant! Nu vă certați, fetelor! Trebuie să fie o cale să cădeți la pace! Alo? Nu-mi dați altă variantă? Și puf! Nu mai e așa de arătos! Scuze, fetelor! E al meu! Oh, mereu a arătat așa? Ce era în capul meu? Ah! Zâmbetul lui e diferit! Urăsc să judec! Ah, da! Hei, Annie! Ăla e David? Oh, arăt bine? Unde? Ha, fraiero! Nu-l văd! Unde? Cariocile mele au dispărut! Madison! Le-ai luat tu? N-a fost prea frumos. Încearcă să-i mai furi acum lucrurile. S-a blocat Madison? Astea sunt ale mele, mersi frumos! Desenăm inimi, nu? Ca să faci o inimă perfectă, încadrează-o într-un dreptunghi și fă linii cu o riglă. Apoi linii curbate în inimă. Poți folosi culori diferite. Conturează inima și fă-o mai închisă la culoare. Acum fă la fel pe partea cealaltă. Folosește alb ca să faci un efect de strălucire. Inima mea e gata și e 3D! Și deblochează-te!
Dar eu n-am desenat nimic! E incredibilă, Annie! Așa de cool! Scuză de furt! Pentru mine? Mulțumesc! Atâta timp cât îl am pe David? Ceva care să stârnească interesul și știu exact ce să fie, nuanțele complementare. Dar tot lipsește ceva. Dar ce? Mingea asta e atât de mică! Wow! Chestia aia m-a lăsat mască! Mamă! Nu acum! Ok! Ți-au mai rămas multe culori, așa că pot să mă joc și eu cu ele. Mersi! Efectiv, nu știu ce să fac. Ok, o să încerc un pic de... Hei! Unde mi-a dispărut paleta? David, tu ai fost? Nu te supăra! Uite! Eu am făcut asta! O numesc apa din iaz. Aha! Oh, știu! Vrei să pictezi cu fața? Încearcă, David! Wow! Iar! Distractiv, nu-i așa? Chiar că? Da? Ce-ar fi dacă mi-aș folosi și degetul? Bine! Ha! Vin niște puncte albastre, oameni buni! Și acum culoarea mea preferată! Woohoo! Gata! Uite, mamă! Nu-i așa că e o pictură incredibilă? Dar hai să mai încercăm un truc! Simetria chiar e frumoasă! Și ca să demonstrezi asta, ai creat-o singur! E un fluturaș superb! Linia asta o să-l însuflețească, alături de conturul aripilor. Și cealaltă parte. Gata! Admiră frumusețea asta pură! Și ăsta e doar începutul, fiule!